Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou snapshot. Snapshotul 18W49A. Incredibil, oameni buni, ce s-a întâmplat. Avem un village într-un biome de zăpadă. Înainte nu aveam așa ceva. Nu exista village în biome de zăpadă. Acum, pentru că tot vin sărbătorile și chestiile astea, s-au gândit ei să fie așa în spiritul Crăciunului și au zis că hai să adăugăm un village, hopa, un village pentru... să fie în tematică, știi? Și îmi place ce-au făcut aici. Este un village foarte, foarte frumos și au implementat și aceste lanterne, care este extraordinar de bine și aparent le folosesc și în fermă, ceea ce din nou este super, super frumos. Hai să vedem repede ce este aici. Avem un pat, o bancă și toate alea. Îmi place că folosesc ăsta stripped spruce, super fain. Super, super fain, apreciez toate schimbările astea frumoase. Asta nu știu ce ar vrea să fie, nu știu dacă e ceva. Poate la modul că stau băieții și se bat cu zăpadă, bam, bam, bam. Ar fi drăguț, dar îmi place stilul de acoperiș. Este foarte, foarte frumos. Hai să vedem aici. Oiță. Da, legile fizice în Minecraft încă funcționează. Wow, super frumos, super frumos, foarte multe lanterne aici, ești nebun la cap. Văd că aureu, tot pun și blocurile astea sandstone, voiam să zic. Așa era și în update-ul trecut, numai că am întâmpinat eu niște probleme, dar după imediat ce a apărut 18W48B, o mers totul bine, dar eu m-am chinuit cu AU. Nu mai contează asta, astea-s detalii pentru fraier, nu? Bun, hai să intrăm aici, ce avem? Un pătuț albastru, băi, ceva diferit. Niște furnace-uri, nu mă așteptam la asta. Nu mă așteptam la asta. E, încă nu v-ați schimbat skin-urile, nu ți-e frig? Cu siguranță cred că o să fie și niște villageri noi. Pentru că noi, din câte ne-am uitat atunci, când... What? What? This is amazing. Ce drac. Și-o făcut capcan aici, nu poți să intri în casă. Ce fain, super. Scuze. Când am văzut noi snapshot ăsta, primele... nu știu. Primele chestii. Snowball și cartofi. Super tare, super tare. Când am văzut primele chestii, cum arată villagerurile, cum arată toate chestiile astea, nu arătau să fie... Nu știu, de ăștia de iarnă, îmbrăcați cu căciuli și chestii de genul acesta. Fes, pentru cei care nu sunt moldoveni. Fes, fain să zic, căciule egal fes. Avem aici și o chestie, zi puțin, town meeting, unde vin băieții, super fain, super fain. S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat. Asta nu știu ce ar trebui să fie, poate biserica, posibil. Aparent... locul alchimistului, ca să zicem așa. Aparent au și o torță aici, nu știu de ce. Puteau să pună ceva lumină. Ok, interesant, interesant. Avem unde sunt țarcurile, avem și multă zăpadă. Cum ar fi că e curățată, foarte frumos, bine gândit. Și multă gheață pusă mai peste tot și multe tipuri de case la modul construite din zăpadă. Foarte, foarte tare. Îmi place. Îmi place. Și o chestie, dacă vreți să găsiți aceste biomuri, vă sugerez să scrieți locate igloo, luați igloo, îl căutați și după vă plimbați voi pe aici și o să găsiți village-ul ăsta, pentru că dacă scrieți locate village, nu o să-mi dea coordonatele de aici, înseamnă că încă nu au făcut chestia asta și nu numai ăsta e singurul village care este updatat, dar vreau să mai caut încă unul. Tot așa și după mergem la unul de savana. Bă, mie mi-e cam frig aici, nu știu ce să vă zic de voi, dar eu mă piș pe mine de frică, sunt în tricou. Sincer să vă spun, nu știu de ce m-am așteptat ca această tunică să aibă mânicele lungi, dar aparent nu le are. Hai să o aruncăm, nu avem nevoie de ea. Bun, mai departe. Văd că chestia asta chiar e ceva care se spawnează, la modul se ascund băieții aici, pac și aruncă burgeri aruncă, dar desigur, cum să nu, ți-e foame, colpir, ți-e foame, nu? Opa, avem ceva nou aici, bine, cărnița asta nu știu dacă e ceva nou, dar avem un blast furnace, ok, nu cred că e blast furnace, cred că e ăla de făcut
Mă rog, nu mai contează. Avem aici un duplex, așa îmi place mie să-i zic duplex. Și aici este unde este cartografărul și ia să vedem ce găsim aici. Nimic interesant, cred că același looting ca în orice sătuc. Avem un căluț, chestia asta am văzut-o și în partea cealaltă. Și căsuțele astea mai dubioase, unde stau numai ăștia verzi, aparent. E a doua oară când văd chestia asta, înseamnă că clar asta o să fie. Glumesc. Bun, asta am văzut-o. Asta e o căsuță simplă, cred. Da. Hai să vedem dacă mai găsim ceva nou. Mamă, ce urăsc update-urile, snapshot-urile astea când pur și simplu trebuie să caut. Trebuie să stau și să mă plimb o tonă până găsesc un amărât de village. Mamă, mamă, ce enervant este. Pentru că nu este comandă de căutat momentan. Poate în snapshot-ul viitor, ăla B-ul, poate găsim comandă pentru teleportare direct la village-ul ăsta sau la de savana. Aparent nu mai este nimica nou, cel puțin n-am mai găsit eu nou. Na, nu știu. Sigur mai sunt câteva chestii noi, dar nu le găsim noi, așa că nu-i bai. Mergem direct la următorul biome de savana, village de savana. Hai să vedem cum arată. Sunt foarte curios, n-am văzut nicio poză, sunt foarte excited. După 1120 de ani, am reușit să găsesc și eu un village și, sincer să vă spun, nu o să vă mai arăt foarte multe village-uri de savana, pentru că ori o să vedeți voi când o să apară update-ul, pentru că nu vreți să pierdeți toate chestiile noi, știi? Nu vreți să știți toate chestiile noi, pentru că atunci nu o să mai fie nimic interesant în update-ul ăla când o să apară, știi? Și așa prefer să vă arăt doar câteva chestii, așa, doar puține teaser-uri, știi? Și plus că mi-e lene să caut o grămadă și durează foarte mult. Bun, avem aici o mică fermă, nu știu, îmi place foarte tare cum e copacelul ăsta așa în mijlocul fermei. Este extraordinar de frumos. Avem niște căsuțe interesante, roșii, drăguți, drăguți. Patul este roșu aici, nu ca în partea cealaltă. Avem niște looting special pentru biomul de savana, ce pot să zic. Foarte drăguț, foarte drăguț. Un același tip de casă, numai că puțin mai diferit, cu alte blocuri construite. Ăsta e town center-ul, unde vin băieții și alo, 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 veniți aici, vă dau fasole, fasole, cine vrea fasole, știi? Aici o să fie locul ăsta. Bun. Uite, asta mi se pare ceva mai diferită. Interesant, multe țaștoașe pe aici. Ce s-a întâmplat? Totul e ok? Sunteți bine, băieți? Sunteți bine? Ce asta? Asta seamănă o biserică, dar nu cred că este biserică. Ah, ok, nu este biserică, dar ar putea fi. Am putea să ne imaginăm noi că este biserică. Este foarte drăguță. Opa, niște multe bannere pe aici, înțeleg. Ce ar trebui să fie locul ăsta? Poate să-mi spună și mie cineva, că nu știu. Băi, dar e aglomerat rău aici. Ce găsim aici? Un bucket și niște... Un pat portocaliu. Îmi place că adăuga culorile, mai multe culori la paturi. Bun. Asta e singura chestie, o căsuță diferită. Aici o să fie aparent și în loc să fie numai de la cum se cheamă fân, acum este și pepene. Foarte mult pepene pus pe aici, ceea ce e drăguț, e ceva nou, știi? Și au și eu de asta să fie steie vacile aici dacă plouă, știi? Să fie totul frumos și drăguț. Îmi place. Înainte, în aceste biomuri nu existau melon seeds. Acum există. Super fain. Oameni buni, veste nouă, veste frumoasă. Avem berries. În sfârșit s-au adăugat și aceste berries. Și aparent când mergi prin ele, ai slowness. Și mi se pare că dacă ne punem pe survival, putem să ne și lovim în ele. Ceea ce e interesant. O să testăm imediat. După cum vedeți, are 4 stagii de, adică nu vedeți, dar vă arăt acum, are 4 stagii de creștere, ăsta când este foarte micuț, ăsta când e crescut puțin mai tare, aici când are puține berries la ea și acum când are full. Ei bine, când are semi, când are câteva bobițe din astea, practic primim câte una, două, dar când are toate astea primim câte două, trei. Bun. După cum vedeți, funcționează cu bone meal, ceea ce e foarte bine și se poate găsi în
Se poate găsi cel mai des în taiga, taiga hills, taiga mountains și rar se găsește în snowy taiga, snowy taiga hills and snowy taiga mountains. Dar, din păcate, eu nu am văzut absolut deloc cât m-am plimbat eu pe aici. N-am văzut deloc niște bobițe de astea, berries și toate alea, pentru că, nu știu, probabil încă nu s-au adăugat, dar este foarte interesant. Acum este momentul să ne dăm pe survival, să testăm o chestie, să vedem cât damage ne luăm. Opa, ne luăm ceva damage, frate. Asta e un nou mod de a... deci dacă stai pe loc nu ți-ai damage. Ok, I got it. E un nou mod de a omorâ pe cineva, dacă știți ce vreau să zic. Ia. Și te miști încet, știi, și... Ok, ar fi interesant. Ar fi interesant să pui pe cineva să meargă prin atâtea chestii. Sweet berries. Putem să mâncăm? Așa le mâncăm, bine. Da, după cum vedeți, sunt foarte delicioase, dar trebuie să mănânci vreo 100 din astea. Ah, merge și așa. Ce frumos. Ce frumos. Ca să nu mai trebuiască să... Zi puțin. Să le spargi de fiecare dată, merge direct așa. Super fine. Super. Exact ca în moduri. Știu că erau moduri pe vremuri așa. Încă o chestie interesantă la berries este faptul că dacă te arunci de la orice înălțime, la cât vrei tu, din avion, din unde vrei tu, și cazi pe un berries de ăsta, nu ți-ai damage. Ceea ce e puțin cam ciudat. Hei, hei, what? Lasă-mă, boss, în pace, ce ți-am făcut? Care-i treaba? A? Nu-ți luam eu berries-urile tale. Ho. A, da, și când e mică, nu ți-ai damage. Interesant. Oameni buni, cred că asta e cea mai ciudată chestie pe care am văzut-o până astăzi. Din câte știu eu, ruinele astea trebuie să fie undeva sub apă. Ce caut aici? N-am nicio idee. Dar aproximativ toate, mai puțin aici, sunt deasupra apei. N-am văzut asta până acum și mi se părea foarte interesant. Ok, oameni buni, s-au mai schimbat și câteva chestii la raid-uri. După cum vedeți, mi-am dat acum efectul de raid, Bad Omen, așa se cheamă, și acum avem un fel de countdown și pur și simplu trebuie să așteptăm să vină băieții aia răi. Mi-am dat și un efect de strength și hai să vă spun ce s-a schimbat. Acum sunt două wave-uri, din câte am înțeles, așa scrie aici pe site-ul lor, că sunt două wave-uri de băieți de ăștia răi care vin, da? Văd că nu văd niciunul. Unde vine primul wave, trebuie să vină băieții răi. I don't know, trebuie să vină de undeva, nu-i văd încă. Așa, uite-i, foarte răi. Hai să mergem să-i batem, să vedem dacă chiar sunt două wave-uri. Ia, mi-am pus niște strength aici ca să pot să-i... Ups, scuze, gigele, n-am vrut să dau în tine. Așa, și câți mai sunt? Încă unul, mort. Ai și tu, și tu. Mor, bă. Așa. Și mai este încă unul? Pe bune? Așa, și acum, după cum ați văzut, și bestia este... are o șansă să se spawneze, după cum ați văzut. Uite, se încarcă acum din nou și apare încă un wave. Super fine. Adică, nu știu dacă e fain, dar mă rog. Și mai întâi trebuie să omori un wave ca să poată să apară cealalt wave. Că de altfel n-o să apară, știi? Și oricum, bestia de acum o să o mai vedem prin... zi puțin. Prin wave-uri de astea pe lângă sate. Aparent, asta n-am văzut-o până acum, e ceva nou. Ați văzut că avea băiatul ăla o arbaletă care... avea enchant. Este prima dată când văd așa ceva. Nu știu dacă era și înainte, dar este prima dată când văd așa ceva. Bun, gata? S-au mai făcut și niște schimbări la New Loot Table Functions, care habar n-am ce sunt alea. Așa că dacă o să vreți să aflați chestiile astea, căutați și voi la cei care se pricep cu chestiile alea. Ceva comenzi cu chestii, nu ne interesează pe noi care suntem jucători de Minecraft Survival și nu avem treabă cu alea. Bun. Așa că vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, oameni buni, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să-i lăsați un mare like și să-mi ziceți ce părere aveți despre noile villageri. Sunt faine? Vă plac? Sau vă place mai mult noul boschete cu fructenel? Eu zic că e fain și ăla. Mie îmi plac toate. Sincer, sunt foarte bucuros pentru acest update. A fost puțin mai ok față de cealalt care m-a distrus psihic, ăsta m-a distrus mai puțin. Bun. Cam atât a fost pentru episodul de astăzi, eu am fost fratele vostru Colpei și nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri și ne vedem data viitoare, adică mâine, cu un nou episod din Breasla Haiducelor. La revedere, oameni buni, la revedere!